Robi, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, dar Virginia a făcut aceeași chestie cum o face și cu Moldo, a făcut-o și cu Kyprianos, a vrut ea să scoată în evidență, dar de-aia îți mai plăcea dacă nu puneam eu punct. La modul, a zis asta? La modul, acum ție îți place de Elena că te-a lăsat ea, că dacă nu te lăsa ea, nu-ți mai plăcea de ea. Robi, tu vezi, se rog frumos de treaba ta, nu mă face să mă cert iar cu tine, că nu e cazul, bine? Nu poți să te ceri tu cu mine, Virginia. Crede-mă că pot. Dar oricum, mi-e urât dacă ai spus asta. Nu poate nimeni să certe cu mine. Da. Când la tine ceva n-am eu Priano, te-am întrebat eu mai devreme și ai avut o reacție absolut normală. Mi-ai spus chiar astăzi, le-am spus băieților că mi-aș dori să intru o fată blondă. Da. Și acum te superi. Nu mă supăr, am zis, e urât dacă a spus chestia asta, gen... Virginia, dacă a spus asta, că nu dacă Virginia nu ar fi pus stop astăzi... Ar mai fi fost valabilă situația cu fata. Așa. V-a creat impresia că dacă Virginia ar fi vrut... Păi Elena pentru că exista. Elena exista aici, dar probabil Kyprianos n-ar fi avut reacție la ea. El spune că cu toate astea și dacă ar fi interacționat în continuare cu Virginia, i-ar fi plăcut Elena la prima impresie. Exact. Kyprianos, dar eu când ți-am spus asta, nu te-ai supărat. Nu. Acum, la 5 minute distanță, îi spui Virginia, e foarte urât că ai spus asta. Dar nu este același lucru, doamna Andreea. Nu cred că ea că a spus Virginia, doamna Andreea. Am spus eu. Ia uite ce zice Virginia. Poftim? Am spus eu, uite ce zice Virginia. N-am fost atent, îmi cer scuze. A crezut că spuneți dumneavoastră. Că le întrebați una. Înțelegeam, de ce te superi la 5 minute distanță? Nu, n-am fost atent. Ok, am înțeles. Bun, Robi, ce încearcă Virginia să facă de fapt? Ce crezi tu că încearcă Virginia să facă de fapt? Am zis că mi se pare că vrea să scoată în evidență că a pus ea punct și că dacă nu punea ea, nu-i mai plăcea de nimeni lui Kyprianos. Bun, și în cazul lui Moldo? A zis și la Moldo la un moment dat, a făcut și cu Moldo afirmația asta. Mai e în subiectul ăsta cu Moldo, Anthony. Păi nu, Robi a spus că așa ai făcut... Lasă-l pe Robi să răspundă, să-l întrebe el. Nu, păi asta a spus Robi, că pot să traduc, dacă nu înțelegi, pot să traduc. Nu, păi nu, a întrebat și doamna Andreea, n-a înțeles nici și dumnea ei, sau cum? Doamna Andreea 100% a înțeles. Păi... Nu, n-am înțeles. Nu, n-a înțeles nimeni, doar tu ai înțeles. Și nimeni altcineva, crede-mă pe cuvânt. Pentru că tu ai intervenit peste el și nu s-a auzit nimic. Doamna Andreea n-a zis nimic. Mai devreme, nu acum. Robi, ce insinuează Virginia în toată povestea cu Moldo? De ce te-ai supărat? De ce te-ai enervat în momentul în care Virginia i-a spus ce i-a spus lui Moldo? Pe mine m-a deranjat un pic treaba cu Kyprianos și acolo. A rămas acolo. Robi, ce sensibil e. Să nu te mai deranjezi, că nu trebuie să-i deranjeze ce fac eu. Dar nu mă deranjează ce faci tu, doar că mi se pare că vă ridicați prea sus așa. Nu mai exact. Kyprianos este prietenul lui și nu vrea să-l faci să sufere. Nu e prietenul meu. Am înțeles. Virginia, ce ai discutat astăzi cu Julian Grădina? Cum i-ai spus? Când era și Anthony de față, ca să înțelegem exact de unde și ce știu băieții și cât știu băieții. Păi nu mai știu ce am zis. Aș vrea să înțeleg de ce din povestea ta cu Kyprianos ei trec la Chris și Moldo. Cum i-ai spus Juliei? Pentru că nici cu Moldo nu a simțit și a fost ea prima care a venit și a pus punct. Nu a fost. Că n-a simțit? Ce am zis că vreau eu să simt ceva mai mult? Sau? Nu, că i-ai spus lui Kyprianos ce i-a spus Chris lui Moldo. Păi da. Că nu rezonează cu stilul? Nu, că am zis că nu simt mai mult, nu? Da, dar nu numai asta. Ei probabil au asociat motivele pe care Chris le-a dat lui Moldo cu același lucru pe care tu l-ai făcut cu Kyprianos. Păi da, motivul că nu simt. Alt motiv care mai e? Ce ai vorbit, Anthony? Anthony, ce ai înțeles tu din discuția fetelor din grădină și băieților? A uitat. Că Virginia a făcut loc lui Chris la Kyprianos. Asta a zis Gagea! Păi, da, și dacă n-am bun, asta a zis Gagea și dacă n-am verbalizat înseamnă că n-are cum să mă gândesc și Doamne, asta, deci nu? Eu nu mai vreau să vorbesc de față cu Anthony, că omul ăsta e Virginia ceva rău de tot. Ce? Nu a fost așa? Doamne, Anthony, tu te auzi și spui. Asta a fost concluzia lui Gagea, care nu-i bagată pe absolut nimic. Și Gagea a zis... Cum nu? Că am venit și am zis aici... Gagea a spus că acum se adeverește ipoteza lui Rob.
Robi că... Da, da, eu asta zic, ipoteza lui Robi. Robi la un moment dat a spus chiar ieri că Chris o să facă pași pe Kiprianos. Și na, am băgat o ipoteză așa, Iuria, dar nu am insinuat ceva. Pe tine erau căpărul. Da, era o glumă, Gage? Ai spus în glumă? Așa mi-a venit, acum nu știu dacă e puțin adevăr și în asta, dacă nu e... Dar noi am râs, parcă, nu? Da, au râs. Păi și atunci, înțeles că mie, dacă îmi place de un băiat, poate să-i placă oricui, dar asta nu fac zis, drum da, liber la altă fată, altei fete, nu? Normal, dar așa au fost, na, s-a dat locul să vorbim. Bine, Virginia, lasă. Măi, Antoni. Bun, dar acum bate așa un pic la ochi. De ce ai ținut să pui punct astăzi? Noi am zis, m-am gândit și am zis, mai cum vin, îi zic. Acum ce urma după... Doamna Andreea, pot să zic și eu ceva? Da, te rog. Deci, Virginia a spus că a venit astăzi la mine și mi-a spus că nu simte să mă mai cunoască, mă rog. De aceea că nu simte. Și eu vreau să zic că nu e ca și cum eu am simțit ceva. Eu am simțit că vreau să o cunosc, că nici acum nu o cunosc. Deci să nu se interpreteze greșit că vai, Doamne, cât de îndrăgostit am fost eu și vai, Doamne, cum o zic și Virginia. N-a zis nimeni asta, Kiprianos. Dar nu v-ați oferit exclusivitate? Nu. Nu mai știu. El ei. Deci e un vai, Doamne. Eu am spus, vai, Doamne. Deci eu am spus că din fetele care sunt acum în casă, Virginia este cea mai liniștită, cea mai calmă, cu care aș putea să interacționez. Și respectoasă, și inteligentă, și o fată frumoasă. Nu a fost prima din topul lui? Tot pachetul. Da, o complimentez, da. Păi, intră aici, zic ceva și acum o dau la întors, că nu înțeleg. Kiprianos, ai venit aici... Ce-am dat la întorsă? Ți-ai zis oarecum topul? Ai zis că... fata de care ești cel mai atras fizic pentru că exact. E fit, pentru că am zis eu păi ceva. Și acum o dai pe lângă. Am zis eu altceva acum? Am zis? L-ai întors. Doamna Andreea, am zis altceva? Da. Ce? Ce? Păi... Că ești făcut de tot. Zile. Nu mă n-ai. Păi acum ce vrei să zic că dacă a spus Virginia că nu e cazul? Păi da, dar nu e ok să o dea așa acum, pentru că da, dacă ce zice greșit? Păi i-a oferit. O dat-o la întorsă. Nu e clar. Păi ce, nu vrea să-și accepte refuzul acum? Ba l-a acceptat mai înainte. Ba l-a acceptat. A zis asta. A acceptat, dar încearcă să evidențieze că nu a fost așa, că nu e ca și cum el avea cine știe ce pentru Virginia și a venit Virginia. E normal că nu aveam, că nu o cunosc pe fata. Dar ce, o iubea în 3 zile? Da. Wow. Nu că aia-s doar eu, Robi, te-ai liniștit. Iulia, nu mai adun discuție aveți. Treaba asta. Vezi că tu te bași cu mine în seamă și aduci asta? Păi uite că tu m-ai băgat pe mine acum. Păi cu ce te-am băgat? Gata, gata. Vezi că n-ai... Ce să zic altceva? Ce? Nimic. Ceasul destul de... Nu e corect. Mai vrei tu să faci gluma, ai păi voie. Păi nu, păi, dar pentru că de-aia a zis-o el. Eu știu ce-am foarte zis bine ce vorbește Robi, că de-aia zice s-a îndrăgostit în 3 zile, dacă aș fi zis păi și ce-am zis? Nu a zis în general. Am zis în general, dar crezi că în 3 zile hai să ne liniștim. Bine. Hai să Doamne, Giulia, deci e ceva rău. Se vede buric și... Știu. Acest ceva rău intră la cuvintele pe care nu mai aveți voie să le folosiți. Potoliți-vă, vă rog frumos. Bun, Kiprianos, ești afectat sau nu? Nu. Sigur? 100%. De ce? De ce să fiu afectat, doamna Andreea? Că eu mă nu știu, că așa vrea Giulia. Eu cu Virginia mă dacă cunoșteam. Dacă nu plâng degeaba. Voiam să o cunosc și voia să mă cunoască. O zis că nu vrea să mă mai cunoască, ok, ce mare... A fost o lovitură în orgoliu, a fost un deranj, nu știu, ți se pare ceva? N-a fost niciun orgoliu. El părea bine de mine. N-a fost niciun orgoliu și acceptă refuzul că nu vrea să mă mai cunoască. A, bun. Acceptă cine? Asta a fost tot. Dar nu că am avut, Doamne ferește, în 3-4 zile sentimente. Zero haz. Asta cumva a evidențiat propoziție care a spus Virginia mai înainte. Și de asta am zis că e urât dacă a spus chestia asta. Trebuie să avem foarte mare atenție la cuvintele pe care le folosim. Indiferent de context, indiferent de locul în care ne aflăm, indiferent de, nu știu, persoana cu care vorbim. Ați înțeles, Gagea? Da, da, am înțeles, da. Ce-am zis? Te-a întrebat, doamna Andreea, ce a zis? Ce-am zis? L-am întrebat și eu deodată cu dumneavoastră, ce ai zis? Nu. Nu. Dă jos insigna, nu pe masă. Mă scuzați, doamna Andreea, dar îi spuneam lui Patrick ceva și nu știu de ce. Era mai important. O iei de acolo doar când o să spun eu.
Bine, doamne Andrei. Și dacă va fi cazul să o iei tu. Dacă nu, o să o ia altcineva în locul tău. Bine. Bine? Cum este relația dintre voi astăzi? Foarte bine, suntem împreună de un an de zile. Totul merge bine. E ok, doamna Andreea. Mi-a zis că lucrurile merg spre bine. I-am spus și astăzi un mic deranj de-al meu legat de ce s-a difuzat la TV cu gala și că n-aș mai vrea să se mai repete așa ceva. Nici eu. Sper să ții cont. Reciproc era treaba, gen. Ok, sper să... Păi eu țin cont, să ții și tu. Spuneam că trebuie să avem foarte mare grijă la ce cuvinte folosim. Indiferent de contextul în care ne aflăm, de persoana cu care vorbim, fiți un pic atenți la cuvintele pe care le folosiți. Căci iată, se interpretează greșit. O poveste a fost... O poveste atât de simplă a fost, nu știu, împărțită, are mai multe viziuni, pentru că efectiv ați înțeles greșit. Cineva a luat o glumă, altcineva a luat doar o bucățică din ce a auzit și s-a transformat acest haos. Și din păcate, nici măcar atunci când vin eu și adresez niște întrebări, ca să se facă lumină, pentru că n-a înțeles nimeni nimic, credeți-mă pe cuvânt, nu există această dorință și acest bun simț de care am avea nevoie în această jumătate de oră, 45 de minute, că atât durează, atât stau aici. Obișnuiți-vă cu ideea. Am venit, faceți liniște. Vă adresez o întrebare, răspundeți încă o dată la ea. Pentru 100 de ori, dacă trebuie să răspundeți, răspundeți.